Cinci instrumente muzicale etalate acolo. Ei bine, nu avem de-a
en caso del verbale, lei può analizzare asupra ritmului, asupra temporalității, asupra valorilor acestea pulsative care împreună compun o bucată muzicală, împreună compun un tablou sau, așa cum i s-a întâmplat cu Alessandro Țipoia, o sculptură. Pentru că această foarte frumoasă expoziție care relevă natura diversă a lui Alessandro Țipoia, care regăsești avantgardismul, cum bine spunea Domnul director al Tudoroianu, îl regăsești pe suprarealistul Alessandro Țipoia, foarte aproape de Carlo Carrà, foarte aproape de pictura italiană pe care putuse să o cunoască și în intimitatea ei directă în timpul studiilor sale italiene din anii 45-46 sau în 46-47 mă termina așa, sau în timpul anterioarelor călătorii foarte, foarte importante pe care le face pe studiul pe care le face în Italia și prin care se vede că cercetează zona aceasta spirituală a Italiei. Nu prin Italia ajunge Alessandro Țipoia, în 1945 am impresia că se află una dintre primele teme muzicale din opera sa. Este publicată un album, coperta unei reviste ilustrată de Alessandro Țipoia și abordarea era avantgardistă în acel moment. Abordarea era de o modernitate absolută, rupând cu tot ceea ce putea fi în 1945 în actualitatea plastică românească. În momentul acela, avantgarda emigrată la Paris, s-a făcut o românească. Și putem spune că prin tot ceea ce relevă acest splendid album, care este și o înfăptuire editorială și tipografică cu totul specială, are un grafic design de o mare frumusețe. Claudia Tache a fost alături de cel care l-a conceput, de George Țipoia, care este și autorul textelor substanțiale din volum. E bine, în acest album, cu totul și cu totul excepțional, regăsim nu doar relația lui Țipoia cu muzica, ci un adevăr al epocii. Muzica a însemnat, în fond, zona de refugiu spiritual, în care viața era posibilă. Ca să supraviețuiască, Alessandro Țipoia a trebuit să fie restaurator de pături murale, de fresce din biserici. L-a ajutat relația lui cu Ide Ștefănescu, care l-a urmat să facă cursurile respective la școala pe care o patrona chiar el, în urmă, cu Vâlcea, pe lângă biserică, pe lângă patriarhia română, și apoi Țipoia începe să restaureze biserici și în felul acesta să supraviețuiască el și întreaga lui familie, al cărui susținător multă vreme a fost unii. Ce însemna universul acesta muzical la care se tot întoarce, se tot referă, începând așa cam cu anii 1962? Era o alternativă, pe de-o parte, cum a spus foarte bine și domnul George Țipoia, era o alternativă la iconografia imposibilă a epocii, la proletarism.
Dar nu eram numai. Să ne amintim cum îl, să ne amintim, de exemplu, ce înseamnă, ce înseamnă muzica, nu mai în acea vreme, în lumea noastră. Muzica este, este armonia supremă prin care spiritul învinge sau supune natura. De aceea Orfeu este zeul muzicii, este exponentul ei. Și Platon, în Banchetul, vorbea despre, îl analiza pe Orfeu și știți că îi găsea o vină lui Orfeu? Care era vina? Vina era de a fi intrat muritor fiind în infern. E bine, Alexandru Țipoia și o întreagă generație alături de ei trăiau muritori fiind, trăiau, erau în viață, într-un infern. Și atunci, muzica era singura lor, muzica și nu numai muzica, muzica, arta, pictura, lectura, poezia, era singura, singurul univers respirabil. Astfel citesc eu, cum să vă spun, dezvoltarea aceasta extraordinară a temei muzicii în, în opera lui Alexandru Țipoia. Veți găsi în album o foarte interesantă compoziție care nu este despre muzică, este cu chei. O mulțime de chei așezate, într-un fel îți aduce aminte de Marcel Duchamp, dar data e interesantă, 1952, păi sunt anii când intra al doilea val în închisori. Și cheile astea erau foarte prezente în, în lumea noastră și familia Țipoia însăși suferea pentru că avea un... a fost tatăl în închisoare, tatălui Alexandru Țipoia. Era o aluzie. Era o aluzie, fără beală la universul concentrațional. Dar o aluzie atât de bine mascată într-un aparent dadaism, într-o, cu totul special. Așa că, în felul acesta, va trebui să citim și tema muzicală. Este supraviețuirea unui spirit viu în infernul mort din jur. Cu acestea, cred că este mai bine să îi dau cuvântul unui pictor care să ne vorbească despre lucrurile acestea. Eu îi mulțumesc foarte mult domnului Țipoia pentru a fi întreprins această mare, mare aventură. Sper să, să fim odată noi bucureștenii și noi românii beneficiarii acestei donații pe care de 20 de ani se străduiește să o facă statului cu un muzeu Țipoia, după ce Alexandru Țipoia deschisese într-un sat primul muzeu de artă contemporană, cred că la Berieți. La Berieți. La Berieți, acolo unde restaurase o pictură murată. Sper să se, să se întâmple și această minune pe care văd că primăria actuală o, o refuză încă creștinilor și culturii românești. Și pentru că suntem la capitolul speranței, să dăm cuvântul artei, mereu vii și mereu cu speranță. Să merge și o... Sper că nu sunt eu cu speranță. Da, vreau să înțeleg și eu, după cuvântul înaripat al doamnei Mândru, faptul că asistăm la un mare eveniment editorial. Lansarea acestei cărți despre tema muzicii în pictura lui Alexandru Țipoia, dar vreau să spun că această carte face parte dintr-o suită de, de albume de mare calitate, de mare frumusețe, care încearcă să surprind momentele importante ale devenirii lui Alexandru Țipoia ca pictor. Și pot să spun că este un adevărat monument editorial. În cultura românească sunt puține astfel de, de repere. Unul dintre ele, și în mod glorios vine după el, este cartea lui Radu Bogdan despre
despre Ion Andreescu. De la acea carte, spun eu și mă asum această afirmație, nu s-au mai tipărit la noi cărți atât de frumoase, de bine gândite, de complete. S-au mai scris, dar eu spun acum, nu s-au mai scris, dar, dar s-au tipărit puține lucruri de acest nivel. Vreau să spun că această temă a muzicii era o temă, cum s-a spus aici, o preocupare și o temă recurentă de foarte multă vreme. În 1967, Alexandru Țipoia a deschis pe Calea Victoriei la galeria aceea care, la 1932 sau așa ceva, în care deja tema muzicii era întru totul și întru totul definită. Sunt câteva lucrări și așa de semnalez la timpul COVID, chiar aici vedeți, din acea expoziție din 1967. Deci în plin proletcultism, nu? Și, și în plin ideal al realismului socialist, domnul Țipoia picta într-o viziune, aș spune, metafizică, îmbinând elemente constitutive de natură constructivistă, abstractă, dar prin contextul în care punea elementele, aceste imagini devineau niște imagini suprarealiste. Unul din tablouri este chiar aici, în afară de, de aceste forme antropomorfe ale instrumentelor, Alexandru Țipoia crea niște compoziții de o excepțională complexitate în care această greu de definit atitudine stilistică, deci între abstracție, constructivitate și suprarealismul spațiului, era formula pe care el o cerceta în acei ani. Muzicalitatea picturii lui Țipoia trebuie văzută printr-o dublă lectură. Una este muzica reprezentată prin instrumentele muzicale ca atare, care spun de asemenea că sunt niște instrumente antropomorfizate, dar există o lectură mai profundă a temii muzicii la, la Țipoia, care este muzicalitatea însăși a picturii lui. Țipoia era un om de o mare nobleție, de o mare distinție. L-am cunoscut. Și l-am cunoscut într-un moment incipient al, al carierei mele, să spunem, de pictor. Era un om nobil. Comportamentul lui, felul cum se adresa, felul cum vorbea, era un om de o mare distinție. Și aș spune că această distinție conținea și o anumită muzicalitate a, a ființei lui. Era o ființă muzicală. Fără ca să facă niciodată caz de acest lucru. Ei, această muzicalitate a ființei se traduce într-o muzicalitate a picturii ca atare, dincolo de tematică. Pentru că și aici sunt o serie de naturi statice, peisaje, portrete, care sunt toate muzicale, aș putea să spun. Ei, doamna Mândru a vorbit despre momentul tragic în care generația lui și chiar generațiile noastre a trebuit să ne facem opera. Vreau să vă relatez o întâmplare din acea expoziție din 1967. Mai mulți tineri care îl apreciam foarte mult, mergeam deseori să vedem expoziția și ne întâlneam cu maestru. Într-o seară, a năvălit pur și simplu un grup de activiști în expoziție, cu gândul clar de a, de a denigra și ce era pe pereți și autorul. După o sumară privire așa dată coale prin sală, pur și simplu
s-au repezit spre pictorul Țipoia cu amonestări de genul: asta este artă, dumneata face artă pentru popor, clasa muncitoare are nevoie de astfel de lucruri. Noi am făcut un cerc mai strâns în jurul lui, că am simțit că tipii erau niște activiști puși pe a face ordine în arta și cultura românească. Folosiția comportamentului domnului Țipoia, agresat fiind de acest tip, a fost cu un calm de plin și cu posibilitatea a figurii s-a adresat lor și a spus: dumneavoastră sunteți specialiști, cunoașteți pictura, cunoașteți ce este pictura. Bineînțeles că răspunsul lor a fost mai mult niște onomatopei, nu puteau să închege un răspuns la asta. Și i-am rugat să respecte locul în care se află și să părăsească decent sala. Au făcut. Domnul Țipoia, după această întâmplare, a rămas la fel de senin, de luminos și a prins un trabuc în stilul lui, foarte calm și detașat, dar am văzut o urmă de tristețe în privirea lui, care arăta totuși că a fost foarte, foarte grav afectat de întâmplarea aceea. Ei, de ce am amintit de lucrul acesta? Pentru că Alexandru Țipoia și-a făcut această operă senină, apolinică, împăcată, rafinată, avea o percepție vizuală de un rafinament suprem. Și-a făcut această operă în aceste condiții, când artistul era agresat și putea să fie pur și simplu anihilat fizic. Am mai participat, am avut această nefericită situație de a o apăra pe Wanda Sachelare Vladimirescu, care de asemenea, cam în aceeași perioadă, când bântuiau acești activiști, a fost agresată fizic, pur și simplu am împins-o și am reușit să o salvăm. Deci, în acest context, Țipoia își făcea această operă calmă, senină, cu mare perspectivă și de substanță muzicală. Așa cum a spus doamna Mândru, cu adevărat, retragerea în lumea aceasta a simbolurilor spirituale, a simbolurilor legate de muzică, de euritmia aceasta a muzicii care se transformă în pictura lui Țipoia într-o euritmie a picturii sale, ca atare, era, aș putea să spun, singura soluție de supraviețuire. Era singura posibilitate de a face față acelui val dur cu care trebuia să se confrunte, cu care trebuia să ne confruntăm. Vreau să spun că din această suferință a lui, sau din suferința unei generații, s-a născut această mare artă a lui. Un exemplu de ce înseamnă suferința profundă din care se naște opera de artă este, dacă vezi filmul lui Tarkovski, Rubliov, în care pictorul care pita la o biserică, cunoașteți filmul, nu reușea să configureze chipul lui Hristos. Și a trebuit să se întâmple în viața acestui artist lucruri îngrozitoare, năvăliri barbare, distrugerea omului mare părți în această frescă, multe, multe întâmplări greu de suportat,
ca după ce mi-a parcurs Rubliov să poată să picteze chipul lui Hristos. Deci din suferință s-a născut acest chip. Și am putea să spun că și în cazul lui Țipoia, din această viață care a fost supusă unor agresiuni permanente și unor nedreptăți permanente, s-a născut această pictură senină, această pictură metafizică, s-a născut această pictură și această construcție durabilă și s-a născut și muzica din pictura lui. Vă mulțumesc! Doamna Destina Petrecești. Da, nu o să mă refer strict la problemele de muzică, o să o citesc și eu pe doamna Mândru, care spunea că tematica aceasta muzicală i-a inspirat întotdeauna pe creator, indiferent că erau pictori, poeți, arhitecți și așa mai departe, tocmai pentru cele câteva elemente comune care țin de ritm, de armonie, de paleta coloristică, de polifonie. Privind în ansamblu, o să vă dați voi să citesc puțin ca să fiu mai la obiect și... Privind în ansamblu, tablourile lui Alexandru Țipoia schițează cu acuratețe intenția autorului ca imaginile pe care le creează să redea armonia muzicii, să îi preia esența, să devină ea însăși muzică pură. Orbiturile, desenele, silogravurile, tușurile colorate, chiar sculpturile sale, în gips sau în marmură, constituie tocmai imaginea unei geneze, a unui univers cosmic și existențial, în continuă devenire, expansiune, plămădit din sunete, ritmuri, armonii, forme și culori de o puritate genuină. În viziunea lui Alexandru Țipoia, totul conține și emană muzică. Instrumentele sunt personificate, luând adesea forma unor chipuri sau siluete umane, în special torsuri feminine. Printre ele, seria violoncelelor de pildă, cei care au acum vor putea verifica, în medalion, violoncele în medalion. Unul dintre ele a constituit chiar sigla unei dintre festivalurile UNESCO. Astfel de imagini, îmi amintesc inevitabil, sau ne pot aminti inevitabil, de un poem postum al lui Blaga, intitulat Viori aprinse femeilor. Și dacă în anii 1941-1960 Alexandru Țipoia este influențat în mod evident de pictura cubistă a unui George Braque, chiar și în privința unor dintre titluri, Gheridonul, de pildă, cu instrumente sau base, naturi moarte cu mandolină, chitară, vioară, și dacă în perioada 1942-84, cu aproximație, imaginile preponderent figurative cumulau și influențe venite fie dinspre picturile lui Corneliu Baba, și mă refer aici în special la suita de Clop și Arlechin, cântând la diferite instrumente, cu diferența că arlechinii lui Alexandru Țipoia au o transparență și fluiditatea muzicii impresioniste, aș spune. Poate muzica Medici ar putea fi asociată. Așadar, aceste influențe pe noi fie despre Baba, dar fie și despre Picasso, de pildă, și aici am în vedere nimfa cu liră sau nimfele așezate la malul mării, amintind de voluptatea trochiurilor pictorului spaniol, sau de celebra lui brânză, domnișoarele din Avignon, și de asemenea un detaliu din la fel de celebra brânză a lui Renoir, Femeile scăldate. După toate acestea, în 1900, din 1984, Alexandru Țipoia devine el însuși. Instrumentele solitare, în duo, în trio, quintet, sextet sau alcătuind orchestre imense, sunt stilizate. Se transformă într-un fel de matrice arhetipale ale ființei și ale muzicii însăși.
devin adevărate structuri de rezistență a idoma canalelor bahiene, sublimate în forme contrapuntice de o geometrie spiritualizată într-o construcție pe verticală, ce ilustrează nevoia sa de arhitectură, cum foarte bine remarca criticul Dan Igorescu. De altfel, între compozitorii preferați ai lui Alexandru Țicoia se număra și Johann Sebastian Bach, căruia îi dedică un trio de Bach, chiar așa se intitulează, trio de Bach, dar și o serie de omagii. Acestea, din urmă, omagiile cu reflexe evidente dintr-o pântă cubistă a lui Paul Klee, menționat și de doamna Mântru anterior, Noua Armonie se numește, din ciclul picturilor muzicale. Există și în cazul lui Klee o asemenea sinteză. Și sunt chiar afinități surprinzătoare între cei doi pictori, ambii au cântat la vioară și ambii au fost pasionați de arta sunetelor, din care și-au făcut sursa ideală de inspirație. Pentru Alexandru Țicoia, ca și pentru Brâncuș, tipul de material pe suportul căruia lucra avea o importanță la fel de mare ca cea a temei, a culorii și a formelor. Pixurile colorate, cărbunele, uleiurile, pastelurile cerate, tehnica xilograburii, ipsosul, marmura sau lemnul de nuc, în care a și sculptat, așa cum am mai spus, au făcut parte din arsenalul mijloacelor sale de lucru, pe care le combina cu fantezie, simț al măsurii și proporții, demne de creatorii antichității grecești. Studiile sale de instrumente sau forme muzicale au aspectul unor partituri muzicale, sintagma aia aparține din nou tot criticului Dan Grigorescu, menite să alcătuiască simfonii fantastice, acestea sunt chiar titluri ale unora dintre tablouri, orchestre sculpturale sau ansambluri camerale, de la duo la quintet și sextet, din asamblarea unei multitudini de detalii, de motive tematice, întocmai ca într-o compoziție muzicală, create aceste detalii cu o finețe de orfeu. Și încă un aspect interesant. Lucrările lui Alexandru Țicoia sunt polisemantice, pentru că sunt polimorfe. Ele întruchipând în special chipul umane sau siluete feminine, dar și referirea vizită la obiectele artizanale lucrate de meșteri populari, iscusiți, cum ar fi tocătoare de lemn, furci de tors lână, cutinee, stâlpi de poată sau fragmente de porți sărănești, motive stilizate de scoață românești. Și aici mă gândesc la tapiseriile create în anii 1964 și 1992. Și chiar sugestii ale unor obiceiuri hibernale de colind, cum ar fi capra. Chiar există câteva tușuri cu acest titlu. Capra, instrumente muzicale cu capră și mozaic, quintet cu capră și altele. Există și desene ce par să descindă din basme, cum ar fi logodnele sau instrumente cu soare și lună, ultimele adevărate feerii picturale. În ciuda austerității formelor cultivate de către Alexandru Țicoia, mai ales în ultima parte a vieții, opera sa e lipsită de spiritul ludic. Vezi mai ales lucrări precum figuri în personaje muzicale, instrumente muzicale și figuri, siluete muzicale la malul mării, bună dispoziție și altele creații ale anilor 1964-1971. Remarcabil mi se pare faptul că, deși se repetă, are motive care revin și care din individuale se compun cu altele, creând niște adevărate frește cu leitmotive. Exact. Mulțumesc. Leitmotivul care e specific, sigur, compoziții muzicale. Dar, deși se repetă, formele imaginate de către Alexandru Țicoia nu sunt niciodată monotone. Ele relas mereu din combustia interioară a artistului, ca intelectul care se gândește pe sine, aflat într-o continuă infinită de venire, căci în concepția pictorului, condiția artistului este aceea de a renaște la infinit cu fiecare nouă lucrare, precum renaște pasărea Phoenix din propria cenușă. E un fel de crez al artistului. Și
Și, de fapt, întreaga sa operă reflectă strădania constantă de perfecționare spirituală, de rafinare și transfigurarea materiei biologice și plastice, pentru a accede la esența cunoașterii prin descoperirea și descifrarea esenței imaginii, pe care am amintit-o la început într-un citat care îi aparține. Și cum altfel își putea împlini această sete de cunoaștere dacă nu prin apelul la rigoarea geometrică a formelor conștient sau numai dintr-o intuiție excepțională a adevărului cuprins într-una dintre teoriile platonice asupra importanței geometriei care, ne spunea Platon, silește să se contemple esența, ea fiind știința a ceea ce este veșnic și mijlocul de a trage sufletul spre adevăr. Și aici aș face o altă paranteză. Nu întâmplător, Alexandru Țipoia și-a ales printre subiectele tablourilor sale Sinfonia III de George Enescu, despre care un muzicolog, un exeget eneștian, Pascal Ventul, spunea că incită la filosofare. Acestea au fost doar câteva dintre considerațiile pe care le-am notat în fuga Conteiului, în timp ce răsfoiam albumul Muzica în Arta lui Alexandru Țipoia, iar meritul revine celor doi autori, pictorul George Țipoia, fiul lui Alexandru, și arhitectul Viorica Țipoia, soția sa, de a fi pus în valoare întreaga evoluție a picturii cu tematică muzicală a lui Alexandru Țipoia, într-un album realizat, așa cum s-a spus, în condiții excepționale, de însuși o operă de artă, o capă de operă. Înainte de a asculta pe domnul George Țipoia, să-mi dați voie să spun două vorbe. O dată, pentru că de multe ori funcția publică te împinge să fii martor la mai multe evenimente în aceea zi, mai ales plăcerea, spune, pentru că al doilea la care trebuie să ajung e Festivalul European al Filmului, care e tot o inițiativă a ICR, așa că nu am decât a mă bucura. Vreau să subliniez doar, să fac un mic clandoi către direcția de carte și editura cerului, pentru că munca lor e cunoscută și m-aș bucura să fie și recunoscută. Și în același timp și criticul lui Șușară, Paul Șușară, care nu e aici, dar care, ca așa cum multă vreme, însoțește opera Țipoia de câte ori poate. Vreau să fac, înainte de a-mi lua rămas bun de la domniile voastre, să remarc caracterul excepțional al acestei familii, cunosc puține familii de artiști, cu atâta dăruire pentru ferenitate, este familia Țipoia. Din păcate, noi e un defect vechi de românesc, nu numai de azi, bine ar fi să nu mai fie și de mâine, nu prea știm să apreciem. Și ne facem colectiv vinovați, pentru că e simplu să ne vedem pe o instituție sau alta. Ele, din nou, alta a spus curat de vreo mulțumesc. Țin în mod special să mulțumesc direcției Institutului Cultural Român, fostului președinte, domnul Lilian Zafiroiu, care îi se datorează acest album, pentru că trebuie să spunem lucrurile exact în răsul. Domnului Bogdan Popescu și doamnei Mariana Pan, care ne-au ajutat să realizăm acest document pentru posteritate, pentru că în ultima instanță, despre asta este vorba, este un document pe care noi, când nu vom mai fi cu toții, el va rămâne și ne va, pentru un fel, înlocui și ne va explica pentru posteritate. Bun. Vreau să-mi spun și lucrul pe care l-am făcut cu Claudia Tache. Este rezultatul la 3 ani jumătate de muncă. De muncă mai întâi a noastră,
familie pentru că a trebuit să concepem lucrarea, că lucrarea asta nu s-a făcut așa de la sine. Și nu e suficient să pui un titlu și gata, apare lucrarea. Nu? Deci trebuia să gândim ansamblul acestui album, să vedem cum îl structurăm, să lucrăm dedicate muzicii, dar pe diferite teme. Cum veți vedea mai exact, muzica și omul, muzica și natura moartă, compozițiile și muzica forma abstractă, adică numai muzica din pictură. Da. E foarte greu să sintetizezi o viață de artist. Bun. Acum vreau să spun câteva cuvinte pe care le-am gândit așa în ansamblu. Și am spus așa, după moartea unui artist, a unui creator, pe măsură ce trece timpul, putem măsura mai bine ceea ce se întâmplă cu opera sa în posteritate. Putem să înțelegem mecanismele de funcționare ale capacității noastre sensibile intelectuale, ca societate în general, în a conștientiza, apreciind cât și cum putem valoarea acelei opere. Lucrul acesta complex, care este conștientizarea, ține de nivelul intelectual al societății, al sensibilității și culturii ei, la modul general, de fapt, al calității acelei societăți. Deci vorbim de calitatea unei societăți. Nici nu știu dacă percepem exact bine despre ce e calitatea unei societăți, care este diferită în funcție de loc. Sub acest aspect, după moartea tatălui meu, apropierea mea ca artist de opera sa a fost pentru mine, timp de 22 de ani, o experiență unică și irepetabilă, pe care cred că puțini artiști ai generației mele au avut ocazia și privilegiul să o aibă cu proprii lor părinți. Căci totuși este un privilegiu unic să ai ca tată un artist de anvergura lui Alexandru Zipoia, iar patrimoniul artistic familial de care dispui să fie în același timp și patrimoniul național. Revenind la conștientizarea valorii unei opere în societate, din experiența trăită de mine, aș spune că aceasta este invers proporțională cu importanța și bogăția ei în sevă plastică, cu anvergura ei spirituală, cu importanța pe care opera de fapt o ocupă în istoria culturii unei națiuni. Și este poate de înțeles. La o operă mare nu se ajunge atât de ușor pe cât se imaginează. Și aș spune că o operă, cu cât este mai profundă, mai îndrăzneață, cu atât ea atinge un public mai restrâns. Marele artist rămâne întotdeauna singur. Oricâtă lume s-ar perinda pe lângă el și poate i-ar cumpăra opera. Căci din nefericire, nu în cumpărarea lucrărilor, nici în suma banilor, poate rezida finețea vibrației în fața unei arte. Pe cine și în ce măsură atinge cu adevărat? Ca să luăm exemple clasice și totale, opera lui Mozart sau Beethoven, opera lui Brâncuș, pictura lui Van Gogh, Cézanne sau Picasso. Să facem totuși diferența între vulgarizarea unei opere între faptul penetrării ei în societate ca pură informație sau ca mit, și realul ei impact asupra sumei indivizilor unei societăți la un moment dat al evoluției sale. În fond, ceea ce trăim la cel mai înalt nivel de societate este o superficialitate a abordării lucrurilor, ceea ce duce la o notorie confuzie a valorilor. Treabă care se vede atât de bine și atât de concludent, în special în viața noastră politică. Arta reflectă starea însăși a unei națiuni și de aceea și în lumea artei se petrece la un alt nivel, dar cu același succes de public, același lucru pe care îl trăim în politică și anume confuzia totală a valorilor. Cum opera artistică este un gest gratuit,
născut numai din nevoia personală a artistului și care nu răspunde niciunei nevoi a omului curent, deci a unei societăți în ansamblul ei, oricare ar fi ea, o operă de artă, cu cât este mai neîncătușată, mai novatoare, mai liberă și mai îndrăzneață, cu alte cuvinte mai puțin digerabilă pentru public, cu atât trece mai mult pe lângă contemporan, fără a fi măcar remarcată. Este și cazul și operilor Alexandru Țipa. Și nu întâmplător la textul de prezentare al albumului, muzica nata lui Alexandru Țipoi a intitulat Sinfonia Fantastică a Operei, am pus în mod special următorul motto, ales cu acest prilej din caietul meu de gânduri și care a fost scris cu mulți ani înainte, fără raport cu arta tatălui meu. Citez. Admir la un artist, în mod deosebit, suflul său, dar mai cu seamă calitatea aerului pe care îl respiră. Acest gând simplu, esențial, care face referire la operă în mod general, este definitoriu pentru ceea ce eu am admirat la opera lui Alexandru Țipoian. Acest gând simplu este însă complex, greu de sezizat, greu de pus în aplicare, căci privitorului unei opere îi se cere pentru a accede acolo multă cultură plastică, multă sensibilitate și extrem de bun rafinament, ceea ce bai, atât de rar acestei calități, se întâlnesc toate la o singură persoană. Suflul operei lui Alexandru Țipoia este imens, bogat, puternic și ar merita un studiu aprofundat de specialitate, evident, comparativ cu creația artiștilor generației sale. Nu este aici momentul să poposim asupra acestui subiect. Noi doar l-am înțeles. Calitatea aerului pe care îl respiră opera este încă mai important decât suflul său. Aici este vorba de rafinamentul de care vorbeam mai sus și se face remarcat prin orice detaliu aparent nesemnificativ. De la alegerea temei, la punerea în pagină, la organizarea suprafeții, la compoziția propriu-zisă, la raportul culorilor, al valorilor lor, al atingerii suprafeței pânzei cu pensula, al gestului mâinii, supunându-se sensibilității momentului creator, unic, irepetabil, la dominarea creatoare a tuturor acestora prin libertatea spiritului care guvernează inspirația, toate conlucrează la crearea unei armonii, a unui rafinament, a unei calități a aerului pe care opera îl respiră. Aș vrea să ilustrez succint cele de mai sus cu câteva citate din presa vremii și gândurile unor mari artiști relativ la opera lui Alexandru Țipoia. În ziarul Vremea, din 20 februarie 1944, Ion Frunzeti, într-un articol intitulat Despre expozițiile de umplutură, cum de altfel și în ziua noastră se întâmplă marea majoritate, citez, nivelul artistic al capitalei noastre este mai precis indicat de succesul unor foarte cum se cade meseriași ca domnii Isachie ori Stanciu, decât de apariția de meteor a vreunui Drăguțescu, Tomaziu, Țipoia sau Magdalena Rădulescu. În săptămâna culturală din august 1981, Cristina Angelescu spune, citez, este o pictură fastuos simplă în formalitatea ei. Ai spune o pictură ce tinde spre echilibrul clasic, dar și spre un ideal metafizic. Pentru că în acest regal al subtilităților și al ritualurilor ce se referă la gestul creator, la gestul pictorului, poți desluși ecouri învăluitoare ale nuanțelor de gând, de informație, cultură și filosofie. Am închis și de-a. Dan Grigorescu, Tribuna României, din septembrie 1981, citez. Câteva tablouri de mari dimensiuni consemnează parcă o scriere ciudată, niște semnături pe care te simți îndemnat să le descifrezi ca pe o pagină de poezie adevărată. Sunt poate transcrierea vizuală a gesturilor dirijorului și trecerea de la această imagine la formele clare ale instrumentelor muzicale e firească. Pictura unui artist sensibil și cultivat, care nu ostenește să își pună probleme complicate de construcție plastică, o construcție strictă prin intermediul căruia să transmită un mesaj de adevărată frumusețe. Închei citat. Florin Niculiu, unul dintre marii noștri artiști, care
ne-a părăsit de mult timp și care era prieten intim cu tatăl meu, în 30 aprilie 1997, un text în manuscris pe care l-am cerut lucrând la primul album pe care, pe care el nu a mai apucat să-l vadă, a scris următorul citez. Este de necrezut cum încă poate fi ca și necunoscut de către generații de pictori și critici de artă, ca să nu mai vorbim de marele public, un artist complex, ieșit din comun, a cărui operă constituie o verigă importantă în lanțul maestrilor picturii românești. În ultima jumătate de secol, perioada ce a concis cu maturitatea și plenitudinea travaliului său artistic, pictorul Alexandru Țipoi a fost ținut pe cât s-a putut în umbră. Prea puțin a avut acces la notorietate, valoarea lucrărilor sale fiindu-i cunoscută și prețuită de cei apropiați, de colegi, de unii critici și amatori de artă. Opera sa, și asta este foarte important ce spune aici, opera sa este un material deosebit de bogat pentru o îndelungată exegeză ce ar pasiona un critic de artă ori mai bine un eseist negrăbit, din potrivă dispus să se zăbovească asupra ei pentru a obține un rol rar în chicitat. Iar Paul Gerasim, unul din prietenii de asemenea intim al Alexandru Țipoia, în aprilie 1997, tot textul manuscris, ne-a dat următoarele rânduri, citez, ascultând-o, tăcerea vorbește. Vorbesc lucrurile prin transparența vărului ce le acoperă. Într-o lume asurzită, aproape, în întregime de zgomot, doar tăcerii îi mai rămâne semnificativ să vorbească prin subțirinea umbrei sale. Dar se cere și o ascuțime a auzului, a ascultării. În țesutul fin nuanțat al tăcerii vorbitoare este și lumina dezvăluitoare a adâncului. Prin tăcerea lucrurilor, sufletul este acela care se destăie. Aceste gânduri au fost trezite de amintirea unuia dintre acei oameni, astăzi mai rar, bine așezați în tăcerea lucrurilor lor, pictorul Alexandru Țipoi. Și acum aș vrea puțin să vorbesc despre subiectele muzicale și aș reveni asupra unei secvențe din textul pe care l-am scris, pe care n-am mai început aici, în albumul nostru. Începând din 1960, forma instrumentului muzical va trăi singură pe suprafața pânzei și a hârtiei și va exprima prin ea însăși pasiunea sentimentului, va crea atmosferă specifică, inconfundabilă, va deveni un cosmos de idei și sentimente, un cosmos de armonie și puritate. Forța creației este tensionată la maxim, pasiunea își spune cuvântul, subiectul trebuie să înglobeze totul, să nu lase nimic pe din afară, să cuprindă ființa în ceea ce are el mai specific, mai trainic, mai adânc uman. Forma este însăși rafinamentul gândului. Gândul este însăși rafinamentul ființei, cu sunetul său propriu, cu toată încărcătura sa existențială care trebuie să răzbată la lumină. Forma instrumentului este forma sunetului care se aruncă în spațiu, cizelându-se continuu, forma este ființa și ființa devine forma, precum în sculpturile sale în lemn, în bronz, iarbă, ipsos. De acum înainte, totul va fi cizelat pas cu pas cu minuția unui jur aergiu, în nevoia artistului de a atinge absolutul, o nevoie chinuitoare, disperată, poate absurdă, dar adânc pornită din străfundurile ființei sale. Și mereu pretutinde lupta cu sine continuă, cu cerinele successive asupra propriilor sale stări sufletești, rândând mai departe în propria cercetare, nimic nu este ca mai înainte, artistul împinge viața mereu mai sus într-un efort de eliberare spirituală. De acum, chipul imaginii, care este forma violii, violoncelului, contrabasului, cuprinde toată suprafața pânzii cu generozitate și forță, creind tablouri pe ceți, tablouri blazoane, recunoscibile dincolo de timp. Verticalitatea,
imagini devine acum la artist caracteristica sa majoră, iar verticalitatea imaginii este verticalitatea spiritului, coloana sa vertebrală. Fie că folosește linia dreaptă și unghiul de 90 de grade pentru a exprima sintetic nevoia sa de arhitectură, fie că utilizează linia curbă în dorința de a sublinia vibrația internă asemănătoare corpului uman, imaginea lucrării se prezintă adesea pe o verticalitate acuzată, subliniată prin verticala care împarte în două câmpuri corpul instrumentului muzical, care este corpul uman, cu predilecție corpul feminin, cu eleganța și noblețea sa. Este o simetrie elaborată, asimetrică, echilibrată și rafinată, rezultatul unui joc al liniilor și culorilor care se suprapun și întrepătrund în modul cel mai inventiv și poetic, creind propria sa partitură muzicală. Aici, citez, artistul încearcă să sugereze sonoritățile adânci ale demnului de vioară și, de cele mai multe ori, sunetului grav și adânc, formele de un decorativ lipsit de ostentație, concentrează logic culoare, la Grigorescu, care îmi place. Iar legat de verticalitatea și instrumentele sale feminizate, corpul elegant, esențializat, spiritualizat, gândul nostru zboară la civilizația greacă-egeană a cicladelor din mileniile 4 și 3 înainte de Hristos, cu fantastici săi idoli sculptați, la marea zeiță mamă, a tot ocrotitoare, incredibile poeme în marmură, cu care lucrările artistului se arătesc în etern, prin dragoste și pasiune. Subliniem înrudirea formelor plastice ale instrumentelor muzicale ale lui Alexandru Țipoia, cu formele plastice ale idolilor feminini cicladici, în formă de vioară, mai cu seamă că această înrudire esențială nu a atras până acum nimănui atenție. Trebuie de asemenea menționat că artistul nu a avut conștiință, nu a avut cunoștință de aceste capodopere, neavând niciun album de artă care să prezinte civilizația cicladelor, iar lucrări reprezentând idoli în formă de vioară, orodite și asemănătoare cu formele pictorului, au apărut recent în expoziții cu totul excepționale, acestea făcând parte din câteva colecții particulare de prestigiu din întreaga lume, printre care cităm Muzeul Barbier Müller de la Geneva, ci din a cărui colecție reproducem, în album evident, un idol în formă de vioară, circa 3.200 înainte de Hristos, marmură, ciclade, cicladicul vechi, în același lucru s-a întâmplat cu o serie de mari artiști occidentali, care în condiții de libertate și normalitate, cunoscând opere ale civilizației cicladice, au fost influențați în gândirea lor artistică. Printre aceștia se numără Brâncuș, Picasso, Laurens, Giacometti, Arp, Max Ernst, Calder, Kandinsky. În acest sens, un rol deosebit de important l-a jucat criticul de artă francez de origine greacă, Christian Zervos, 1889-1970, care a fost legat de artiștii citați mai sus și cărora le-a prezentat colecțiile sale. Zervos fiind printre primii care au considerat antichitățile ca opere de artă în sine și posibile surse de inspirație pentru artiștii contemporani. În 1957, Zervos consacră un volum special al ediției Cahiers d'Art, perioadei Haute Antichité, devenit o lucrare de referință, arta cicladelor de la începutul până la sfârșitul epocii bronzului, 2500-1100 înainte de Hristos. Tot în 1957, el publică o ediție a revistei consacrată artei lui Constantin Brâncuș. Pentru a prezenta și exemplifica influența pe care arta cicladelor a exersat-o asupra artiștilor importanți ai secolului 20, s-a organizat în Franța, la Muzeul Zervos, la VZV, o expoziție comună, studiu de artă comparată, adevărată expoziție document, care a stârnit un imens interes. Fără să fie vorba despre o influență sau o sursă de inspirație,
Interesant este, în cazul lui Alexandru Sipoia, că această apropiere excepțională de forme plastice cu arta ciclarelor se datorează exclusiv sensibilității, inspirației sale artistice și rădăcinilor sale istorice și spirituale mediteraneene. Totuși, trebuie aici amintită pasiunea și atracția artistului pentru antichități în general, pentru tot ce era artă primitivă, arhaică. În colecțiile sale se găseau, printre altele, câteva frumoase vase de cucuteni, copaiețe romane și dacice, fragmente de ceramică și inscripții de panouri romane, vase primitive nord-africane de lutars, cabiri, care au servit toate de-a lungul timpului la multe din naturile sale moarte. De la Roma, adusese câteva mici fragmente de statuete de Tanaga, de asemenea folosite în compozițiile sale. Toate aceste obiecte, dragi artistului, au constituit un cosmos spiritual artistic care a jucat un rol extrem de important în opera pictorului, îmbogățindu-i inspirația, găsindu-și în ele, în intimitatea spațiului său de lucru, într-o epocă ostilă și care l-a izolat pe toate planurile, un interlocutor pe măsură. Vă mulțumesc și mă scuzați pentru textul prea lung. Cine dorește album, poate putem să oferim aici în mod grațios album. Mulțumesc frumos!